Parcursul din primele runde va fi determinat pentru SCM Pitești în tentativă de promovare în eșalonul secund. Cotigă și Precup speră că alături de colegilor vor ajuta echipa să aibă un parcurs cât mai bun. Am ales să vin la SCM Pitești pentru Nic, pentru că am discutat cu el și mi-a plăcut ce proiect se va face aici și ce proiect s-a făcut de fapt aici și cred în acest proiect și am venit să iau parte cu mare drag și sper să pun numărul la obiectivul acestei echipe promovare. Am mai jucat împotriva Piteștii de atâtea ori, știu că este o echipă de tradiție a fotbalului românesc. Odată cu venirea domnului profesor am zis să știu ce emulație s-a creat aici la Pitești odată cu venirea dumnealui și sper, cum a zis și George, să pun și eu numărul la obiectivele clubului. SCM Pitești și ACS Sporting Turnu Măgurele se vor întâlni sâmbătă de la ora 15 pe stadionul Nicolae Dobrin.